onoarea să vă salut, dragi prieteni, sunt Cristian Român și vă invit prin țara scepticismului. Știu, mulți sunt supărați pe scepticism și consideră că, mă rog, e cumva o închistare, o limitare. Nu, și am să repet de mai multe ori, scepticism nu înseamnă nimic altceva decât dacă te-a pus să crezi ceva, crede în măsura în care ai dovezile cu pricina. Săptămâna asta vreau să realizez o emisiune, ar fost continuarea emisiunii trecute, pentru că între timp marele nostru ezoterist a realizat o emisiune chiar dedicată anului 2012, în care a invitat un binecunoscut personaj care, vă mărturisesc de pe acum, a reprezentat unul dintre declanșatorii acestei emisiuni, pentru că Maria sa spunea niște năzbâtii atât de mari prin ziarul Gardianul, publicat pe vremea aceea în ziarul Gardianul, între timp ziarul cu pricina a dispărut, încât chiar nu mai rezista. Și cu acest personaj s-a discutat de către marele ezoterist legat de anul 2012. Emisiunea încă, la ora la care realizez eu această emisiune, încă nu a fost, n-am găsit-o să iau bucățele, pentru că s-au spus niște chestii. Se ilustrează foarte bine ce înseamnă pseudoștiință, ce înseamnă să vorbești fără să ai habar despre lucrurile pe care le enunți. Și chiar aș fi vrut să fac o comparație între ceea ce spune acum personajul despre care vom vorbi săptămâna viitoare, probabil, și ce spunea în 2008. Și doar dau un singur fragment, că îmi pregătisem pentru această emisiune. Ce spunea el într-un articol despre anul 2012? Ce se va întâmpla în 2012? Vom intra în dimensiunea a cincea, planeta Terra și întreg sistemul solar se vor sincroniza cu galaxia și întregul univers, bineînțeles, nu ne putem sincroniza decât cu întregul univers. ADN-ul uman va fi reprogramat și îmbunătățit și va avea 12 spirale în loc de 2. E caracteristic pentru, vedeți, Gardianul, e din 1 martie 2008. Dacă aveți cumva o colecție a ziarului, el nu mai există și online, dar noroc că unii blogger, dintre cei care admiră și consideră că 2012 e an fatal, de-a lungul timpului și l-au postat pe blog și au uitat de el. Și noroc că le mai găsim noi când și când. Oricum, eu am în calculator emisiunea în care chiar am discutat despre acest articol. Și vai de mine cât în zbutii s-au putut spune. Dar se aplică principiul. Vă povesteam eu și în ceea ce privește cometa Halley din secolul trecut, dacă nu mă știu. Mă rog, când a fost ea, cometa Halley, că apăruse o nene care spunea că ne mănâncă cometa Halley, că vom suferi întreaga planetă. A trecut cometa Halley, lumea a fost speriată, că apărea foarte spectaculos pe cer și cum nu s-a întâmplat nimic, omul a găsit de cuvință să spună că de fapt n-a fost înțeles bine. Același lucru îl fac și pseudoștiințificii noștri. De personajele cu pricina mai iau numai când se bagă în zona asta a științei, a lumii materiale. Dacă au ei, eu știu, tot felul de opinii legate de vreo altă lume, n-am nimica de comentat. Să se comenteze, eu știu, teologii, filozofii, n-am treabă. Dar când este vorba despre un ADN cu 12 spirale, simt nevoia să comentez. Dar nu vreau să spun mai multe. Sper să reușesc săptămâna viitoare să vin cu extrase largi din acea emisiune și le voi alterna cu mici bucățele din articolele din trecut ale domnului cu pricina. De fapt, el a comis și niște plagiate destul de grave, a publicat copy-paste de la alții articol și l-a semnat cu mânuța sa ca și fiind al lui. Mă rog, asta se întâmplă în pseudoștiință. Da. Vreau să revin asupra unui subiect și cred că anul acesta, nu cred, anul acesta chiar îmi propun să găsim o cale prin care să ne coalizăm, să fim mai mulți cei care își exprimă gândurile legate de pseudoștiință. Prietenul nostru despre care am vorbit săptămâna trecută, utilizatorul YouTube care are
nickname-ul Idiocracy, chiar îmi spunea că ar trebui să facem ceva, că ar trebui cumva să facem ca lupta împotriva pseudoștiinței. Nu-mi place cuvântul luptă, încercam să găsesc altceva. Nu este vorba de o luptă. E practic mai degrabă, este cumva o apărare a științei în fața unui război care se poartă împotriva științei. Cred că trebuie să facem mai mult. De fapt, se fac foarte multe lucruri în România. Există foarte mulți bloggeri, despre unii dintre ei am vorbit de-a lungul timpului, care se ocupă de acest subiect, de pseudoștiință, de gândire rațională, de gândire critică. Dar eu cred că trebuie făcut mai mult. O spuneam și am spus-o de-a lungul timpului. Musai trimise comentarii unde ori fi ele, pe Facebook, la articolele publicate în diferite ziare, trebuie trimise comentarii. Chiar dacă se întâmplă, cum mi s-a întâmplat, știți prea bine, în cazul lui Dr. B1, cum văd că s-a întâmplat și la Antena 3, pentru că a fost acolo, a avut la început de an niște emisiuni cu numerologi. Numerologii e știință fină și profundă. Și prietenii noștri au pus acolo niște comentarii care, bineînțeles, că au fost șterse. Aici trebuie găsită o formulă. Cum să-i facem să nu mai șteargă comentariile? Evident, limbajul trebuie să fie unul, poate oricât de agresiv, dar în continuare trebuie să rămână unul civilizat. Trebuie să facem, dar cred că vom discuta noi pe Facebook mai în detaliu. Există un grup pseudoștiința în România la care vă invit să vă alăturați și acolo poate găsim noi o cale de comunicare. Dar acolo am găsit un link către un articol dintr-un blog, un blog care îl urmăream eu de mai multă vreme, un blog extrem de interesant. Blogul poartă numele de Le Monde Alexandra. Am găsit acolo articole foarte, foarte bine scrise, mai ales în zona aceasta a pseudomedicinei. Și am văzut acolo organizate, că se provocaseră niște dezbateri extrem de interesante. Știu că urmăream odată o dezbatere pe acel blog la niște articole postate de utilizatorul cu pricina legată de homeopatie. Trebuie să facem așa ceva. Cât mai multe bloguri din acestea ale scepticilor, cred că ar prinde bine. Sceptic nu este un cuvânt urât, dragi crăduri. Sceptic înseamnă nevoie de dovezi. Și dovezile se obțin conform anumitor reguli, nici măcar nu sunt foarte complicate. Ce mi-a plăcut vis-a-vis de articolul recomandat de cineva din grupul Pseudoștiința în România, era legat de, și voi cita titlul, 10 întrebări pentru a ști dacă avem de-a face cu o șarlatanie sau cu o adevărată tehnică medicală. Și mi s-a părut foarte bine sintetizat subiectul. Există un inventator, el este singurul care deține dovada eficacității acestei terapii, țineți minte, biorezonanța, specialistul de la NASA. Dacă da, răspunde în blog, un cercetător, dacă da, e semn rău, mă iertați. Un cercetător poate face o descoperire, însă foarte repede și alții merg pe urmele lui și ajung și ei la aceeași concluzii. Atunci când rezultatele sunt pozitive doar când experimentele sunt făcute de aceeași persoană sau un grup de persoane, descoperirea este dubioasă. Perfect adevărat. Mai este dispozitivul Torser, sunt multe. Dar e o întrebare bine gândită și bine pusă. A doua întrebare. Noua terapie pretinde că se poate aplica tuturor bolilor? Și aici este un aspect. Dacă și o să fac mai multe emisiuni dedicate acestui subiect, veți găsi site-uri cu tot felul de medicamente minune, care vindecă de la bătături până la, eu știu, cancer în fază terminală. Cauzele diverselor boli, explică utilizatorul blogului Le Monde Alexandra, explică. Cauzele diverselor maladii sunt diferite. Cei ce pretind că nu există decât una singură sunt suspecți. Pentru acupunctori, totul depinde de energia chi sau chi. Pentru osteopați, totul depinde de poziția vertebrelor. Naturopații pretind că totul vine de la alimentație.
pentru homeopați, cauzele nu au importanță, doar simptomele sunt determinante. Nu, homeopații consideră că e o tulburare în energia vitală care trebuie reglată cu... Mă rog, nu intrăm în detalii. Dacă aceste sisteme de gândire ar fi fost aplicate peste tot, nu s-ar fi descoperit niciodată legătura dintre cancer și fumat, de exemplu. Foarte corect. Nu ar fi existat sfaturile preventive. Cu cât indicațiile unui medicament, și ideea aceasta este foarte bună, dar am luat cu copy-paste, eu aș fi pus ghilimele aici, cu cât indicațiile unui medicament sunt mai extinse, cu atât efectul lui se apropie de placebo. Și aici este... iarăși, o constatare extrem de bună. Cea de-a treia întrebare care trebuie pus. Terapia. Și aici aș fi pus ghilimele. Sau știința respectivă pretinde că există de mii de ani și cu toate acestea nu există rezultate care pot fi dovedite prin teste științifice? Este un sunt foarte rău. Un adevăr științific nu este chiar așa de dificil de demonstrat cu metodele de azi. Da, am văzut nenumărate, iarăși, să le zicem, dar o să vorbim în emisiune viitoare, iarăși tot soiul de produse care folosesc nu știu ce plantă pe care o foloseau, eu știu cine, japonezii, să zicem, în urmă cu mii de ani. Da, în urmă cu mii de ani, între timp, medicina a devenit știință, efectele plantei cu pricina sunt demonstrate științific, mă refer la efectele medicale, efectele benefice, sunt demonstrate științific, da sau nu, nici nu trebuie, cum să spun, mai în detaliu. Și aici chiar aș spune că în toate laboratoarele lumii chiar se testează tot soiul de plante și se încearcă să se vadă dacă anumite componente ale plantei respective sau planta ca atare are efecte favorabile în diferite maladii. Nu este o problemă. Bine, urmează teoria conspirației de obicei când ajung la subiectul acesta. A patra întrebare. Mai este aplicată metoda respectivă și în alte țări, pe alte continente? Multe studii sunt concludente, însă sunt publicate în reviste obscure nedisponibile. Azi se vorbește despre operații minune efectuate în Rusia sau în China. De ce medicii din țările dezvoltate nu sunt la curent cu aceste tehnici și nu le folosesc? Bizar, comentează bloggerul autorul blogului Le Monde Alexandra. Da, multă lume m-a întrebat cu tratamentele, cu celulele STEM care se practică în China și numai în China. Și de fiecare dată oamenii, că sunt disparați, apelează la orice soluție. De fiecare dată fac aceeași afirmație. Nu am găsit nicio lucrare științifică prin care celulele STEM, care sunt o promisiune clară a medicinii moderne, a medicinii viitorului, să poată fi folosite pentru maladiile pentru care cetățenii respectivi s-ar duce acolo. Cele STEM sunt foarte populare în rândul publicului larg. Puțină lume știe de fapt ce sunt acele celule STEM, că sunt de mai multe feluri, că deocamdată nu știm să le manipulăm decât în condiții extrem de stricte și de laborator, astfel încât să le punem să facă anumite acțiuni. În principiu, așa cum știți, celule STEM ar putea să devină un soi de elixir al tinereții sau ceva care să ajute la vindecarea multor maladii. Dar deocamdată abia testăm terenul. Nu este nimic, cum să spun eu, care să fie ajuns în zona uzuală a medicinei. 5. Apărătorii acestor terapii pretind că există un complot pentru a împiedica utilizarea lor. Ce terapii sunt atât de eficace că toți medicii că terapia este atât de eficace încât toți medicii ar fi în șomaj dacă n-ar exista conspirația farmaceutică masonică. Da, aceasta este acuzația care se aduce adesea. Am amintit-o și eu puțin mai devreme. Terapiile astea naturiste, naturale, homeopatia sunt respinse pentru că nu așa, există o mare conspirație a companiilor farmaceutice. Lucru cât se poate de neadevărat. Și poate am să mă gândesc, adică trebuie să materialul am, dar să văd cum îl sintetizez, să vedeți în reviste medicale de prestigiu cum sunt atacate companiile farmaceutice pentru diferite produse care n-au fost suficient testate, care sunt prezentate ca fiind blockbuster, sparg piața, dar de fapt ele nu au fost suficient testate. Nu, nu te poți ascunde
chiar dacă ești mare companie farmaceutică. Așa cum spuneam, știința are regulile ei și știința, atunci când îi sunt aplicate regulile, împiedică, cum să zic eu, nu împiedică, ajută la depistarea fraudelor. Și răspunde bloggerul din care tot am citat în această emisiune: în epoca mondializării este foarte puțin probabil ca tezele marii complot internațional ultrasecret să mai fie valide. Și acesta este adevărat. Adică avem WikiLeaks, în care avem tot soi de documente ultrasecrete care sunt făcute publice, iar companiile farmaceutice sunt mai, cum să spun, pot să păstreze secretul mai abitir decât, eu știu, guvernul american. Cea de-a șasea întrebare. Cei ce practică această terapie pretind că pun diagnostice energetice, aproape că nici n-ar mai trebui să răspundă. De câte ori vi se va spune că vei primi un diagnostic energetic, puteți frumos să îl trimiteți la plimbare pe personajul respectiv. De-a lungul acestei emisiuni, cred că v-am dat destule explicații și destule exemple în acest sens. Asta înseamnă, răspunde bloggerul, că terapeutul pretinde că energiile pacientului sunt dezechilibrate. Desigur, în urma tratamentului prescris de dânsul, aceste energii necunoscute de către știință se vor reechilibra. Sunt foarte rău. Noua terapie tocmai a intrat în rândul șarlataniilor. Așa este. Orice terapie care vorbește de reglare energetică, clar, este o șarlatanie. Și o să vedeți că mai dă un detaliu într-unul din răspunsurile următoare. 7. Terapeutul pretinde că dacă pacientul are o boală gravă, este pentru că a meritat-o, adică te îmbolnăvești pentru că ești rău, te îmbolnăvești pentru că ai păcătuit, pentru că mai știu eu ce. Nici nu merită asemenea personaje. Vreau un răspuns. Bloggerul din care citesc spune: terapia ar fi eficace, dar pacientul o împiedică inconștient să funcționeze. Ca să vezi. Da, am văzut acest tip de argument, dar ăsta mi se pare, cum să vă zic, să vii să-i spui cuva pentru că nu vrei tu să te vinde sau tu ești vinovat de boala ta, chiar nu intră nici măcar intră în zona unei credulități ieșite din comun. 8. Teoria pe care se bazează noua terapie este nedemonstrată științific? Mai mult, demonstrarea ei ar duce la invalidarea principiilor altor științe, cum ar fi biologia, fizica și chimia. Evident, dacă observațiile, răspunde bloggerul, dacă observațiile și teoriile ultimelor secole ar trebui să fie invalidate, aceasta ar fi o mare problemă. Homeopatia, de exemplu, postulează transmiterea informației fără suport material cunoscut. Acupunctura este mai modestă. Postulatul meridianelor nu necesită invalidarea altor științe. Vedeți dumneavoastră, noi avem în momentul de față instrumente extrem de sensibile. Avem aparate de măsură care, cum să vă zic eu, pot cartografia o proteină. Deci în momentul de față chiar se cercetează proteinele văzând atom cu atom cum e plasat în molecula cu pricina. Este un domeniu științific în plină dezvoltare și cercetările vor continua. Avem un aparat atât de eficient. Putem să măsurăm variații foarte mici, dar foarte, 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 foarte mici, ale câmpului magnetic, ale câmpului gravitațional. Putem să măsurăm, eu știu, sau să supraveghem sau să detectăm energia care a fost produsă cumva la începutul Universului. Și nu putem să detectăm niște meridiane energetice. Nu putem să detectăm, cum să spun, ce se întâmplă de se transmite informația din apa aia chioară către energia vitală care e perturbată și din cauza aia te îmbolnăvești, așa spun homeopații. Energia, de ce n-am putea să o măsurăm în niciun fel? De ce nu există niciun aparat cu care să poți măsura această energie? Acești șarlatani, să le zic eu, această pseudomedicină mizează foarte mult pe vocalizare, pe felul în care rostesc cuvintele. Sunt oameni extrem de carismatici.
cei care practică o asemenea pseudomedicină, altfel nici n-ar supraviețui, ei știu să fie extrem de convingători. Dar trebuie să învățăm, sau trebuie să ne dăm seama cu toții, că oricât de atrăgător sună cuvintele rostite de cineva, avem nevoie de o dovadă care să susțină acele cuvinte. Nu vi se pare firesc? Din păcate, multora nu li se pare firesc. Ajungem la întrebarea nouă care trebuie să o puneți acestor pentru a identifica șarlatanii. De fapt, e de ajuns una dintre ele pentru a identifica oricare șarlatan. Fondatoarea terapie este comparat cu Galilei? Da. Veți găsi pe net o sumedenie de vindecători ai cancerului care au fost de-a dreptul ostracizați de comunitatea științifică. Se pare că teoriile ocupate de medicină alternativă sunt pline de genii neînțelese și neacceptate de către știință. Ceea ce se uită cu ușurință însă este faptul că pe lângă un spirit revoluționar, cum a fost cazul lui Galilei, au mai fost și mii de alte personaje rătăcite și mii de alte idei trăznite care n-au avut nicio legătură cu realitatea. Deci, care au dispărut așa în negura veacurilor. Galilei a supraviețuit pentru că el a adus dovada. N-a făcut, cum să spun, Galilei, eu am mai spus și cu alte ocazii, este chiar primul om de știință, cu adevărat. El își sprijina teoria pe experiment, pe validarea experimentală a afirmațiilor teoretice pe care le făcea. Și mai spune vloggerul despre care vă vorbea, biserica a fost cea care a persecutat pe Galilei și nu comunitatea științifică. Da, în știință lucrurile sunt foarte simple. Poți să vii cu o idee, cum să spun, care se cutremure de-a dreptul știința. O însoțești cu o explicație teoretică, o însoțești cu un experiment, cu o măsurătoare, cu... În fața dovezilor, să știți, lucrurile devin extrem de clare. Și oricând se poate abandona un model în care știința credea la un moment dat, și am dat exemple de-a lungul timpului. Dar pentru asta este nevoie de rigoare. Este nevoie de mai mult decât de o înșirire de cuvinte. Și 10. Terapia e veche și nu s-a modificat de-a lungul timpului? Iarăși o întrebare. Întrebarea asta ar trebui pusă, de exemplu, homeopaților. Adică, e de vreo 200 de ani în medicina homeopată și am înțeles că de curând a avut loc la noi în țară chiar un congres internațional de homeopatie care a fost organizat și deci printre coorganizatori este și o facultate de medicină din România. Meritați. Nu am ce comenta aici. Am mai spus și cu alte ocazii. Încep să am din ce în ce mai puțin încredere în comunitatea academică românească. Trebuie să întâmple și aici o revoluție. Pentru ca pseudoștiința să iasă, să fie trecută, cum să zic eu, să fie măturată, n-am alte cuvinte, din cadrul comunității academice, comunității științifice românești. V-am dat exemple anul trecut cu teze de doctorat dedicate în care era tratat cancerul prin cristaloterapie cu aripioare de rechini. În teza de doctorat se făceau și diagnostice energetice cu ajutorul ansei radiestezice. Teze de doctorat. O pată groaznică pe obrazul comunității academice românești. Sper că, eu știu, noua lege a învățământului va rezolva aceste probleme. Am înțeles că obținerea doctoratului va fi o treabă ceva mai aspră, mă tot uit la ceas să nu depășesc timpul. Deci, a 10-a întrebare. Terapia e veche și nu s-a modificat deloc de-a lungul timpului? Dacă, aici eu, nu știu, e cacofonie, nu-mi dau seama. Dacă cunoștințele nu se schimbă deloc, eu sunt foarte rău. De obicei, o terapie bazată pe principii științifice se ameliorează tot timpul. În schimb, în homeopatie, și aici este dat cazul, de 200 de ani încoace se încearcă, fără succes, să se demonstreze postulate emise de inventatorul ei. Acolo aveți și link-ul către blogul respectiv, deci alexandra1305blogspot.com.
Blogul poartă numele de Le Monde de Alexandra, un blog pe care vi-l recomand. Iată, putem face asta. Le Monde Alexandra demonstrează și o demonstrează și alte bloguri despre care am vorbit de-a lungul timpului și despre care voi mai vorbi. Trebuie ca prezența gândirii raționale să fie din ce în ce mai bine definită și din ce în ce mai, cum să vă zic eu, mai bine argumentată. Nu poți lupta împotriva pseudoștiinței cu armele pseudoștiințificilor. Nu poți lucra cu, eu știu, cu invective, cu argumente care sună frumos. Nu. Dovezi. În permanență dovezi. În permanență dovezi și solicitare de dovezi în cazul unor afirmații care ies clar din cadrul științei. Și lucrul acesta nu trebuie făcut numai pe bloguri. Nu trebuie să-l fac în emisiunea asta. Trebuie făcut și pe site-urile celor care răspândesc cu atâta nonșalanță pseudoștiința în România. Mass media românească cred că e o campioană, cel puțin europeană, în această privință. La noi foarte ușor pseudoștiința își găsește spațiu de exprimare, spațiu de afirmare. V-am dat exemplu săptămâna trecută, poate, cu siguranță, mai avem. Nu o să dispară pseudoștiința peste noapte. Dar poate ajutăm noi să fie, cum să zic eu, mai puțin vocală în România. Eu trebuie să închei aici, scurta mea emisiune. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare, în același loc și la aceeași oră, al dumneavoastră, Cristian Român.